Vom deschide cuvântul, Efeseni, capitolul 6, versetul 1, și ridicați împreună în picioare să ascultăm citirea cuvântului. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În cuvântul pe care vi-l voi împărtăși în această dimineață, aș dori să încep prin a sublinia, a surprinde, a spune una dintre cele mai evidente și legitime dorințe, năzuințe a sufletului omenesc, a omului, și anume dorința de a fi fericit. Fiecare om își dorește să fie fericit. Dumnezeu a întipărit în inimile noastre această aspirație, această dorință, și nu numai că ne-a întipărit-o în inimă, dar Dumnezeu ne și ajută să o împlinim, să ajungem, să trăim visul acesta, împlinirea acestei dorințe. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre cum vede Dumnezeu drumul spre fericire, cum vede Dumnezeu drumul spre împlinirea acestei dorințe. Sigur, dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră sau să exprimăm împreună această dorință, vrea cineva dintre noi să fie fericit? Ce întrebare este asta? Mai degrabă arată-ne, frate, cum, că de dorința aceasta am trecut de mult. Rămâne să vedem drumul înspre cum să fim fericiți. În urmă cu destul de multe vreme, să fie vreo 150 de ani, în Polonia, în Cracovia, era o școală de rabini. Cum ar fi școala noastră biblică din București, așa, acolo era o școală în care se pregăteau rabini pentru sinagogile evreiești din Polonia și nu numai din Polonia. Conducătorul școlii acelea, de fiecare dată când venea câte o serie nouă de studenți, nu uita să le povestească o poveste, o întâmplare, despre un evreu, și el rabin, care locuia în Cracovia și pe care îl chema Isaac, fiul lui Jekyll. Rabinul acesta era un om simplu, un om sărac, și omul acesta, într-o noapte, a avut un vis. A visat că dacă vrea să scape de sărăcie și să devină bogat, ar trebui să se ducă la Palatul Imperial și sub pod, la baza stâlpului principal, să sape, că acolo o să găsească o comoară. S-a gândit la visul pe care l-a visat pe ce s-a trezit și a zis, e un vis, somn cu minte, nu mai avea după vise. Și n-a băgat în seamă visul. Numai că noaptea viitoare, următoare, visul s-a repetat. Și a treia noapte, visul s-a repetat. Văzând că trei nopți la rând visul revine, rabinul și-a spus că e un semn de la Dumnezeu. Și-a luat inima în dinți, a luat pe el unelte de săpat și s-a dus la Palatul Imperial. A găsit podul cu pricina, a coborât lângă stâlpul de la baza podului și a început să sape. Numai că nu s-a apucat bine de treabă, că paznicii l-au văzut. L-au arestat, l-au dus la interogatoriu și șeful gărzii imperiale l-a luat la întrebări. Ce-i cu tine și ce faci aici? Ce crezi că sape așa aici? La care rabinul i-a spus, domnule ofițer, eu sunt un om cinstit, iată rațiunea faptelor mele. Trei nopți la rând am visat un vis. Că dacă vreau să scap de sărăcie, trebuie să vin aici și să sap la stâlpul podului și o să găsesc o comoară. La care, îngăduitor, ofițerul a început să râdă și după ce s-a mai liniștit din râsul lui, i-a zis, domnule, pe lângă că ești om sărac, nici n-ai minte. Nu te mai lua după vise. Că eu, uite-te la mine, zis ofițerul, la rândul meu am visat trei nopți la rând un vis. Că dacă vreau să devin bogat, ar trebui să mă duc în Cracovia, la marginea orașului, pe strada Utare, și-a spus numele străzii, la casa rabinului Isaac, fiul lui Jekyll, și în casă, după sobă, o soba de lut, să sap. Și acolo o să dau de o comoară. Și eu nu m-am luat după vise.
Și mi-am văzut de treaba mea. Când rabinul a auzit, s-a înfiorat. Pentru că era numele lui, era strada lui, casa lui, soba lui. Și iute, s-a dus în viteză acasă și a început să sape după sobă în casă. Și colo, după sobă, era comoara pe care și-o dorise. Cu jumătate din comoară a făcut o sinagogă, că altfel n-avea cum să fie rabin. Da? Și cu cealaltă jumătate și-a omorât sărăcia. Și acum rămâne morala. E o morală aici. Soluția, stimați frați, soluția pentru problemele noastre este mult mai la îndemâna noastră decât credem noi că ar fi. Este mult mai aproape de noi decât credem noi că este. Asta este prima morală. A doua morală e un pic mai complicat. Ca să-ți dai seama cât e de aproape de tine soluția la problemele tale, un pic trebuie să pribegești, să te duci departe, să cauți. Și abia după aceea îți dai seama cum stau lucrurile. În tradiția românească există o poveste asemănătoare, povestea cu drobul de sare. Unul s-a întors acasă și când a venit acasă era jale mare. Neștiind ce s-a întâmplat, a intrat în vorbă. Soția, soacra plângeau și era necaz mare în casă. Ce e? Moare copilul. Cum moare copilul? Copilul dormea liniștit în leagă. Păi moare. Păi cum moare? Păi tăcu moare. Vezi bucata aia de sare de pe sobă? Aia cade în capul copilului și copilul moare. Și au început să plângă și mai departe. Când a auzit omul, s-a luat de cap și a zis, vai, vai, vai. Nu mai stau în casa asta. Mă duc cât văd cu ochii și nu mă întorc acasă înapoi decât dacă dau în lume de prostie mai mare. Și s-a dus. Dar n-a mers departe. Că în satul vecin l-a văzut pe unul cum făcuse un car în casă și nu mai știa pe unde să-l scoată afară. Altul urca în pod niște nuci cu o furcă și n-avea spor. Mai încolo, altul își făcuse casă fără geamuri și acum ca să aducă în casă lumina, mergea așa cu un vas către soare, trăgea tare către el să ascundă soarele în obloc și fugea în casă să-i dea drumul și tot n-avea spor. Și omul a ajuns în satul vecin, a zis, tot mai bine e acasă. Și s-a întors acasă. Da. Oricum ar fi, stimați frați și stimate surori, din aceste ziceri vechi populare, se desprinde o învățătură care are rădăcină în Scripturi. Soluția, drumul spre fericire, se găsește la îndemâna noastră în casele noastre. Acolo este. Pasajul biblic pe care l-am citit spune așa. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. Vom vorbi în această dimineață despre ascultarea de părinți, despre ascultarea de părinți, că acum, vedeți, nu toate sunt mame. Unele sunt fete necăsătorite, altele, poate că dintre noi, n-au avut copii până acum și Dumnezeu le va da. Cei mai mulți sunt bărbați, nu sunt mame, poate că sunt tați. Sau vor deveni în viitor. Dar oricum am pune problema, toți avem o mamă. Toți avem o mamă. Toți avem un tată. Și v-aș propune ca la această sărbătoare să ne uităm la conceptul de mamă și de tată din perspectiva de copil. Da? Din perspectiva de fiu și fică. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. În primul rând, cercetând acest cuvânt al Domnului, ne vom uita, vom citi, fie și întreagăt, 4 paragrafe din Scriptură, ca bază biblică pentru această poruncă dată de Dumnezeu. Primul cuvânt este scris în Exodul, capitolul 20, versetul 12. Pasajul acesta spune așa. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Acest text reprezintă porunca a cincea, o poruncă pe care Domnul Dumnezeu a dat-o poporului său și a consemnat-o pe tablele de piatră, pe care apoi Moise le-a primit ca bază a legământului dintre Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Odată, în biserica din Sibiu, în care eu slujesc ca păstor, a venit un frate în vârstă, fratele Florea Oprea, unii dintre noastre poate că îl cunoașteți. Dumnealui a înființat biserica din Sibiu prin anii 50. A trăit 101 ani. Dumnezeu i-a păstrat mintea limpede, clară și la vârsta de 1 an predica cu luciditate, n-a purtat ochelari toată viața și vedea foarte bine. A venit în adunare la noi, s-a uitat peste biserică și a spus: și copiii unde sunt? Păi am spus, sunt în clasele de școală duminicală, că au programele lor acolo. Și a zis: foarte bine, n-ai vrea să-i chemi dimineața asta să asculte și e predica? Așa, cum să nu-i chemăm? Și am adunat. Ei, mai avea fratele Florea și bomboane pentru ei, nu numai predică. Da. Și după ce i-a îndulcit, a început predica. A spus așa: copii, li s-a adresat lor, care dintre voi vrea să moară de micuț? Să ridice mâna sus. Nimeni nu ridica mâna. Apoi a întrebat: care dintre voi vrea să trăiască mult? Și copiii au ridicat mâna. Și noi vrem să trăim mult. Apoi a continuat fratele Florea spunând așa: să vă învețe moșul ce să face să trăiți mult. Avea 99 de ani. Și ne-a vorbit atunci despre ascultarea de părinți, arătându-ne că în planul lui Dumnezeu, după promisiunile lui Dumnezeu, secretul vieții lungi stă în respectarea părinților. Dacă vrei să trăiești mult, trebuie să-ți respecti părinții. Uitați că așa scrie în Biblie. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Ascultarea de părinți nu este doar secretul longevității, ci dați-mi voie să surprindem și să observăm că este și secretul succesului într-o viață lungă. Că a trăi mult și nefericit, asta nu-i bine. Avea o viață lungă cu ani numărați și a fi neîmplinit, frustrat, nefericit, necăjit, asta nu-i bine. Cunoașteți și dumneavoastră oameni care, apăsați în încercările vieții, nu mai vor să trăiască. Și unii dintre ei au mers până acolo încât au atentat la propria lor viață și unii s-au sinucis. Adică degeaba era viață dacă nu era calitate în viața respectivă. Cuvântul Scripturii ne spune că ascultarea de părinți determină nu doar viață lungă, ci și calitate acelei vieți. Auziți ce scrie în Efeseni 6. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, o promisiune, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci, iată, alăturate aceste două promisiuni. Ca să fii fericit, deci o viață caracterizată de calitate, să fii fericit, și să trăiești multă vreme pe pământ, să fie viață lungă. Să fii fericit, dar să trăiești o săptămână, iar nu-i bine. Să trăiești 100 de ani și să fii nefericit, asta e rău de tot. Dar să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ, asta este dorință legitimă și este un vis și este o binecuvântare. Cuvântul Domnului leagă împlinirea acestor două vise de cinstirea părinților. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă cineva dorește să fie fericit, dorește să aibă succes în viață, dorește să se realizeze în viață, sămânța din care cresc toate aceste roduri este respectarea părinților. De bună seamă că își are locul și rostul, disciplina personală, munca, credincioșia, cumpătarea, relația cu Dumnezeu, trăirea în sfințire, toate acestea și-au locul și rostul lor. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toate astea se așează pe o bază și baza aceea pornește din casă, de lângă sobă, de acolo de după ea, foarte la îndemână, respectul față de părinți.
Vezi, omul e tentat să-și caute fericirea la capătul lumii. Acolo va merge și va da lovitura. Ca să realizeze că, de fapt, acolo în casă, cum se poartă cu tata și cu mama, acolo e cheia. Acolo se hotărăsc lucrurile. Al treilea pasaj pe care îl găsim în cuvânt este în Proverbe, capitolul 23, versetul 22 și următoarele. Ascultați ce este scris aici. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Un cuvânt care de asemenea are menirea să explice această foarte frumoasă poruncă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Revenim asupra versetului 22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Nu disprețui pe mama ta când a îmbătrânit. Aici e o problemă. Fiecare generație își aduce aportul, contribuția în dezvoltarea societății, a lumii. Și deodată noi, cei care suntem acum la, cum să zicem, vârsta asta a tinereții, hai să ne punem pe noi toți la vârsta asta a tinereții, absolut pe noi toți, că am auzit pe cineva spunând că bătrânețea începe de la 100 de ani. Și mă gândesc că au avut dreptate. Da. Așa. Fiecare generație, mai ales așa să zicem cei foarte, foarte tineri, pot fi tentați să creadă că ei au inventat lumea. Așa pot fi tentați să creadă. La cei mai în vârstă se uită cu un oarecare dispreț, cu un oarecare aer de superioritate. Săraca mama nu știe cum să lucre cu un telefon mobil. Nu știe cum să scrie pe computer, nu știe cum e cu internetul și cu toate astea. Sau, va spune cineva, nu știe bine engleză. Da. Și cine știe câte pot fi? Să nu disprețuiești pe mama ta când a îmbătrânit. Pe tatăl tău când a îmbătrânit. Odată, un băiat de vreo 16 ani se juca pe computer. Tăticul lui i-a zis, mai lasă joaca pe computer și apucă-te să-ți faci temele la școală. La care băiatul nu l-a prea auzit. Tăticul său, văzând ce se întâmplă, s-a dus la el și a închis laptopul și a spus, te duci și îți faci temele. Băiatul l-a ascultat, că era un copil cu minte. Numai că, până să se apuce de teme, s-a uitat la tăticul lui și a spus, tati, nu te supăra, eu nu vă înțeleg pe voi și generația voastră. Voi cum ați putut să vă descurcați fără computer? Cum ați putut? La care tăticul lui a dat un răspuns magistral. Și a zis, copiile, nu ne-am putut descurca fără el. Că de aia l-am inventat. Am un cuvânt pentru toți tinerii sub 20 de ani. Nu știu pe unde sunteți, sper să mă înțelegeți. Vreau să vă spun că nu voi ați descoperi lumea. Deocamdată n-ați inventat nimic. Umblați în mașinile pe care le-au făcut părinții și bunicii voștri. Locuiți în casele pe care le-au construit ei. Vă jucați pe telefoane pe care le-au proiectat părinții voștri. O să vină și vremea când voi să contribuiți. Și deja unii ați început. Dar deocamdată n-ați confirmat nimic. Trăiți într-o lume în care au muncit bunicii și părinții voștri, să fie clar. Și ar trebui să aveți un mare respect față de munca lor și să nu-i disprețuiți zicând că au rămas în urmă. Că vorba acelui tătic care a zis, noi am făcut computerul și avem și autoritatea să vă spunem cum se folosește. Așa că treci la muncă, fă-ți treaba acolo la teme. Deci, cuvântul Domnului e limpede. În bazele lui biblice, acest principiu, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ne cere să păstrăm în sufletul nostru un mare respect față de părinți până când
vor îmbătrâni și, eu aș spune, chiar și după ce pleacă din această viață. Trebuie să le purtăm în amintire, memoria, și să îi respectăm pentru ceea ce ei sunt pentru noi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Al treilea pasaj, al patrulea pasaj biblic, este scris în epistola lui Pavel către Timotei, 1 Timotei, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 5. Versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoții de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Acest pasaj aduce în atenția noastră responsabilitatea pe care o avem față de părinți când ei vor fi îmbătrâniți. Va trebui să îi îngrijim, să îi ocrotim, să le răsplătim ostenelile. Neglijența față de nevoile părinților noștri în vârstă, abandonarea lor, uitarea lor, tratarea lor cu lipsă de respect, este definită în acest pasaj ca lepădare de credință. Deci se leapă de credință nu doar cel care comite adulter sau devine idolatru, ci și cel care nu își respectă părinții. Așa scrie în cuvânt. S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Acum, după ce ne-am uitat la aceste patru texte din Scriptură, în al doilea rând, aș dori să subliniez patru adevăruri incontestabile cu privire la părinții noștri, mamele noastre, tații noștri. Patru adevăruri incontestabile. Primul adevăr, părinții noștri sunt unici. Tata rămâne tata și mama rămâne mama. Multe lucruri se pot schimba în viață. Multe lucruri le poți căpăta pe parcurs în viață. Dar ceva rămâne constant. Rădăcina. Tata-i tata, mama e mama. Oricât de departe ai ajunge și poți în viață să ajungi departe, poți să ai succes, poți să devii om mare, poți să devii cunoscut în mijlocul acestei lumi și oamenii să se laude cu tine și că te iau ca prieten, să pună numele lor lângă al tău și să se simtă onorați. Se poate întâmpla asta cuiva. Dar aș vrea să spun ceva. La bază se găsesc părinții și ei sunt unici. În puzderea aceasta de oameni care locuiesc pe planeta Pământ, peste 7 miliarde, doi sunt părinții noștri, tata și mama. Acestea sunt constante, astea rămân, astea nu se schimbă. Caracterul unic al părinților noștri ne obligă să îi respectăm. Am citit despre un fost prim-ministru al Bulgariei, țara vecină României, în sudul României. Acest domn, prim-ministru al țării sale, a avut într-o întâlnire diplomatică ținută în afara țării un mare succes pentru țara sa. A obținut un mare succes. Când s-a întors acasă, l-au așteptat pe aeroport o delegație, cu presă, cu de toți acolo, subliniind succesul pe care l-au avut și arătându-și recunoștința față de el. Întâmplarea aceasta spune că între oamenii aceia care erau acolo, era un domn în vârstă, ușor neglijat de cei din jur, că nu s-a prea amestecat el printre ei, dar era și el acolo prezent. Primul ministru, după ce și-a dus la îndeplinire obligațiile de protocol, i-a lăsat în pace pe toți care erau acolo, s-a dus ață printre oameni până la acel bătrân. A pus în pământ un genunchi, i-a luat mâna acelui bătrân, a sărutat-o și a spus: îți mulțumesc frumos, tată. Din cauza ta sunt toate acestea. A știut să arate respect față de taică-său. Iar acest respect a înălțat și mai mult succesul acelui om în ochii națiunii sale. Părinții sunt unici.
Nu trebuie să uiți că rădăcina ta se trage din ei. Oricât de simpli ar fi ei acum, poate că n-au parte de educația pe care o ai tu acum. Și nici de poziția socială pe care o ai tu acum. Dar nu uita, cine te-a învățat să scrii, e taică-tu și mama ta. Și cine te-a învățat să vorbești, sunt tot părinții tăi. Ei sunt unici. Al doilea adevăr, incontestabil cu privire la părinți, părinții noștri ne-au dat viață. Dumnezeu i-a folosit pe ei. Tata și mama sunt oamenii pe care i-a folosit Dumnezeu ca eu să trăiesc, să fiu în lume. Adevărul acesta nu poate fi negat. Trăim pentru că părinții noștri au fost dispuși să ne nască. Ați auzit de avort? Câți copii n-ar fi putut fi printre noi? Câți oameni n-ar fi putut fi printre noi dacă părinții lor ar fi fost de acord ca ei să se nască? Și nu s-au născut. Faptul că noi trăim, faptul că ne bucurăm de viață, e darul lui Dumnezeu primit de noi prin părinții noștri. Acest adevăr incontestabil din nou ne încarcă cu responsabilitatea de a-i cinsti pe părinții noștri. Au fost de acord ca noi să trăim și ne-au îngrijit și ne-au crescut, Dumnezeu să le răsplătească ceea ce au făcut pentru noi. Uitați-vă dumneavoastră la o mamă, așa spuneam, într-o familie era acolo un copil un pic mai rebel, familie mai numeroasă și unul mai mărișor, mai rebel. Cea că nu-i corect cum se poartă taică-sul cu el și mămică-sa. Avea un frățior micuț de vreo câteva luni și maică-sa se ducea încolo, venea încoace, copilul era un pic agitat, povestind cu adolescentul acesta, în sus, uite-te la mămică ta să vezi cum se poartă cu frățiorul tău mai mic. Ce zici? Are grijă de el? Ce are? Ce să nu uiți? I-am spus că și tu cândva ai fost tot așa. Și exact așa a avut grijă de tine când erai tu micuț. Și este adevărul. Ajungi la o anumită vârstă, știți, interesantă-i viața omului. Până la o anumită vârstă, ne uităm la părinții noștri ca la Dumnezeu. Cel mai puternic bărbat de pe fața pământului, tăticu, zice un copil de 5 ani. Așa-i? Dar când are 15, îi se pare că tăticu e ultimul om de pe fața pământului. Ce știe el? Prietenii-s mai deștepți. Ca după aia, când ajunge la 30 de ani, să-și dea seama că totuși tata o știe ce știe. Iar când ajunge să aibă 47 de ani, cât am eu, atunci îți dă seama că tata e cel mai deștept de pe lume iar. Dar trebuie să treacă ani. Această moștenire pe care o primim de la părinții noștri, izvor de înțelepciune și de binecuvântare dumnezeiască, ne constrânge să-i respectăm. Al patrulea adevăr incontestabil. Părinții noștri au autoritate, au fost investiți de Dumnezeu, sunt investiți de Dumnezeu cu autoritate peste noi, ca și copiilor. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Toată autoritatea este a Lui. Iar din această autoritate și putere a sa, Dumnezeu a luat o parte și a încredințat-o părinților ca părinții să exerseze această autoritate în relația cu copiilor. Prin urmare, un părinte este așezat de Dumnezeu în poziție de autoritate și acționează în numele lui Dumnezeu, reprezentându-L pe Dumnezeu în această poziție. De aici rezultă că ceea ce spune și ce face un părinte în relație cu copiii săi are ecou în viața copilului. Iar dacă un copil pe partea lui se răzvrătește față de un părinte, se înțelege că se răzvrătește față de Dumnezeu. Dacă îl respecti pe un părinte, se înțelege că îl respecti pe Dumnezeu. Pentru că părintele este așezat de Dumnezeu într-o poziție care cere autoritate. E ca în armată, dacă ar fi să folosim un exemplu.
avem comandantul suprem, să zicem generalul cel mare, da? Și undeva în lanțul de autoritate mă găsesc eu ca soldat și peste mine un sergent. Și eu spun sergentului, auzi, eu nu mai vreau să ascult de tine, eu ascult de general. Nu există așa ceva. Ai contestat ordinul superiorului tău imediat, te-ai pus rău cu generalul cel mare. Și așa este și în familie. De altă perspectivă, poziția de autoritate pe care părintele o are față de copiii săi, în familia sa, comportă din partea părintelui o foarte mare grijă în ceea ce face și în cum vorbește. Nu degeaba cuvântul lui Dumnezeu spune și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. Oricât ați fi de supărați, stimați părinți, pe copiii dumneavoastră, inima să vă sfâșie prin purtarea lor, să nu-i blestemați, să nu spuneți vorbă de ocară peste ei, ci să-i binecuvântați. S-ar putea copiii dumneavoastră să se răzvrătească, amintind poate că și dumneavoastră cândva v-ați răzvrătit față de părinții voștri. Asta așa, în paranteză. Nu? Dar oricât de tare v-ați supăra pe ei, să nu-i blestemați. Eu am auzit odată pe unul zicând, feciorul s-a însurat cu o fată și tatălui său nu i-a plăcut ce alegere a făcut feciorul. Și a zis, la nunta ta nu vin și să nici nu-ți meargă bine. Ăsta a fost cadou de nuntă. Frumos cadou. Așa ceva nu se face. Oricât ai fi de supărat, să nu-l blestemi. Poate că cel mai în vârstă candidat de botez pe care l-am avut de când slujesc ca păstor a fost fratele Ion. 94 de ani când s-a botezat în apă. 94 de ani. Cam greu se mișca, dar la minte era sprinten. Stând de vorbă cu dumnealui acasă, îmi zice, frate păstor, eu am făcut un păcat mare. Ce păcat? Te bat eu. Și eu le-am blestemat pe fetele mele. Două am și le-am blestemat pe amândouă. Una dintre ele era în biserica noastră, membră. Cealaltă nu era încă întoarsă la credință. Cum poți schimba lucrurile astea, frate păstor? A întrebat el. Un bătrân. Cred că există o cale, a spus. Va trebui să le chemăm aici, va trebui să-ți ceri iertare față de ele, va trebui apoi să te tragi pe marginea patului cum poți. Ele o să stea în genunchi și dumneata o să spui mâinile peste ele și o să te rogi pentru ele și o să le binecuvântezi în numele lui Dumnezeu. Asta, eu cred că aici schimbă Dumnezeu lucrurile. Ești de acord? Și eu zic, cum să nu? Au venit cele două fete. Una avea 72 de ani și una 70 de ani. Femei în vârstă, cu copii și cu nepoți. Nu o să uit acel moment emoționant în care tatăl acel om în vârstă și-a pus mâinile peste fetele lui și a zis, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să mă iertați că am vorbit fără minte. În urmă cu vreo două luni de zile să fie, poate nici atâta, am avut bucuria să asist o familie care și-a dus copilul la binecuvântare. După ce s-a sfârșit serviciul de la biserică, am fost împreună la masă și acolo la masă străbunica acestui copil a venit și a zis, frate Nelu, vreau să vă povestesc ceva. Predica fusese despre cum să-și binecuvânteze părinții copiii. Și acum această soră în vârstă, trecută de 86-87 de ani, ne-a povestit o întâmplare care s-a petrecut în anii tinereții ei, un obicei din anii tinereții ei în satul în care a copilărit, partea de nord a României. Și la noi, în localitate, erau trei grupuri de oameni. Erau români, erau ucrainieni și erau evrei. Asta era comunitatea noastră. Copiii noștri se jucau împreună, a românilor cu a ucrainienilor și cu a evreilor, amestecați. Furau împreună cireșe de la vecini, spărgeau împreună geamurile, așa, se certau împreună, se jucau împreună, se împăcau împreună, nu prea se căsătoreau împreună, da, că astea au fost barierele culturale acolo, dar în sfârșit, după ce făceau câte o trăznaie, spărgeau geamul unui vecin, să zicem, copilul de român se ducea acasă, l-aștepta taică-sa, vine mă încoace,
nenorocitule. Ce ai făcut? M-ai făcut de rușine în sat. Neisprăvitule, din tine om nu ieși în viață. Du-te să nu te mai văd. Și pleca copilul înlemnit. Venea acasă ucrainianului, o lua pe după grădini, intra pe în spate, ăsta era mai hotărât. Taică-să. Unde te-ai ascuns, mai? Vino încoace. Păi se dădea o porție de bătaie, îl lua la ucrări. Vai de tine! M-ai făcut de minune. Din tine om nu o să iasă în viac. Du-te să nu te mai văd. Și pleca și copilul. Venea copilul evreului acasă. Când venea acasă, evreul se uita așa la el, îl chema lângă el, îl punea să stea jos pe scaun, se punea lângă el pe scaun și lua așa pe după umăr și își punea mâna peste el. Zicea, băiatul lui tată, tu o să fii medic, poate o să fii avocat, poate o să fii inginer. Nu stă bine unui viitor medic să spargă geamurile la vecini. Domnul să binecuvânteze pe viitorul meu medic și să nu mai spargă în viac geamurile la vecini. Asta era cearta. Și apoi lecția o trageți dumneavoastră. Înțelegeți? Părinții sunt investiții de Dumnezeu cu autoritate peste copiii lor și vorbele pe care le rostesc sunt rostite în contextul lanțului de autoritate și fac ecou. Să-i binecuvântați pe copiii voștri. Al patrulea adevăr incontestabil legat de părinți, relația noastră a copiilor cu părinții noștri ne determină viitorul. Dumnezeu se va îngriji ca relația noastră cu părinții să facă efecte în viitorul nostru. Eu obișnuiesc să spun că respectul față de părinți, ascultarea față de părinți este sămânță de fericire. Sămânță de fericire. Pe care o iei cu tine din casa părinților tăi, o pui în buzunarul tău, sămânță de fericire. Dacă omul vrea să culeagă de pe ogorul lui grâu, pune sămânță de grâu. Dacă vrea porumb, pune sămânță de porumb. Dacă vrea, și știu eu, sămânța aia o pune, ce vrea. Ei, vrei fericire? Sămânța de fericire se numește ascultare de părinți. Nu iese din altă sămânță fericirea decât din asta, ascultare de părinți. Care sămânță crește în orice pământ de pe fața lumii. Numai să ai sămânță. Numai să ai. Te duci în Africa și îți merge bine. Te duci în China și îți merge bine. Vii în America, îți merge bine. Stai în România, îți merge și acolo bine. Că sămânța dă, nu pământul. Și de asta trebuie să aveți grijă. Undeva pe parcursul vieții, Domnul se va îngriji ca atâta cât ne-am cinstit părinții, atâta să fim cinstiți și de copiii noștri. Cel puțin măcar o dată în viață, ca să ținem minte. Și aici aș dori să vă aduc un exemplu din Scriptură care confirmă că această lege divină e ca un tăvălug care se rostogolește peste generații. Aduceți-vă aminte de o familie, o familie prosperă, o familie de oameni credincioși, familia lui Avram, care a avut la bătrânețe un copil pe Isaac și care la rândul lui Isaac s-a căsătorit cu Rebeca și Domnul a binecuvântat familia aceasta târziu, a binecuvântat familia aceasta cu doi copii, gemeni, doi băieți, Iacov și Esau. Între băieți a apărut o ceartă. O tensiune. Tensiunea a fost cultivată cumva de părinți care s-au lipit într-un fel sau altul de copii. Esau era favoritul lui Isaac și Iacov favoritul mamei sale. Într-o zi, tata, care între timp orbise, a spus feciorului său, Esau, care era și întâi născut, a zis, du-te să-mi aduci un vânat, să-mi faci o mâncare cum îmi place, și apoi sufletul meu te va binecuvânta, că e aproape și o trebuie să mor și binecuvântarea o voi lăsa peste tine. Rebeca a auzit discuția, l-a instruit pe fiul său Iacov ce să facă și Iacov, ne spune Scriptura, s-a dus la tatăl său jucând rolul fratelui său Esau. S-a îmbrăcat cu hainele fratelui său, s-a dat cu parfumul fratelui său, adică s-a tăvălit în fân, probabil. Zice că mirosea a câmp acolo,
detaliu. Și de asemenea, pentru că fratele său era păros, a luat o blandă de miel pe care a pus-o așa în jurul gâtului și pe aici, pe la mâini, pe unde se vedea pielea, se simțea, și s-a dus la tatăl său zicând: tată, am făcut ce mi-ai spus. Am fost la vânătoare, am vânat ce ți-a plăcut, am făcut mâncare, uite cum îți place ție, mănânc-o ca să, să mă binecuvânteze sufletul tău. Profitând de handicapul tatălui său, l-a mințit pe tatăl său și a jucat rolul fratelui său Esau. Tatălui vigilent îi zice: stai un pic, ia vină încoasă te pipăi. Știi tu ce știi, dar glasul nu e al lui Esau. Vină încoace. Și când a dat să-l pipăie, i-a simțit blana aia de miel pe el. De mai multe vreme se știe că cel mai sigur simț omenesc este simțul pipăitului. Iar și în Evanghelie zice: ce-am pipăit cu mâinile noastre, privire la cuvântul vieții. Cel mai sigur simți. Auzi, se pare că auzi, dar ce atingi cu mâna noastră nu se... este confuzie aici. Așa că tatălui spune: așa e, glasul este al lui Iacov, dar mâinile sunt al lui Esau. Și l-a binecuvântat, convins că simțul tactil nu înșală. Iacov a luat binecuvântarea, l-a mințit pe tatăl său. Nu știu ce-o fi nutrit în sufletul lui, dar plecat în lume, a început să culeagă binecuvântarea și a cules-o din plin. Anii au trecut, acum era tată, avea 12 băieți și o fată. Și într-o zi Dumnezeu a zis: scadența. Scadența. Factura veche trebuie plătită. În familie, între copii, a apărut o invidie. Cei mai mari l-au vândut pe Iosif ca să explice dispariția fratelui său, aceeași piele de miel, năclăit în sânge, o fi, da? Știți acolo, cu haina pestrița lui Iosif. O fi a lui Iosif, a lui Iosif. L-au tratat ca pe un orb. Așa l-au tratat. Ca apoi, tot m-am gândit, cum au putut acești băieți, de altfel oameni decenți, să accepte, să ascundă față de tatăl lor secretul dispariției lui Iosif atâția ani. Vedeau pe tatăl lor cum bocea, cum plângea, cum se tânguia. Nu putea fi mângâiat de nimeni. Ei știau secretul. Și n-au spus nimic tatălui lor, an la rând. Așa e că îi se făcea cum a făcut și el cândva. Și era patriarh. Acum eu cred, nutresc din suflet credința că în Hristos, din cauza jertfei sale și a îndurării sale, aceste efecte negative din purtările noastre vechi cu părinții noștri pot fi rupte prin har, din pricina mirei lui Dumnezeu. Și vor rămâne rupte câte vreme vom ști să stăm lângă Hristos. Altfel s-ar putea să ricoșeze ca niște scântei în viitorul nostru și să nu mai știm de pe unde să ne adunăm. Cum faci, ți se face. Relația cu părinții îți determină viitorul. Dar dacă blestemul se rupe în Hristos și Domnul pune în loc binecuvântare, când e vorba de binecuvântare, aceasta este crescută în har, e înmulțită în har, și Domnul o sporește pentru aceia care se tem de Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. În lumina acestor cuvinte spuse până acum, cele patru texte biblice, cele patru adevăruri incontestabile, este și mai evident că avem datoria să ne respectăm părinții. Că e înțelept să ne respectăm părinții. Că e un business bun pentru cei care au spirit să-ți respecti părinții. Dumnezeu se va îngriji să răsplătească acestea. Și acum, în final, la treilea rând, patru datorii ale unui copil față de părinți. Față de mama, primul rând, și față de tata, în al doilea rând. Prima datorie este datoria de a respecta pe părinte. Respectul cuvenit. În baza acestei îndatoriri, nu se cade să vorbim părinților noștri urât. Să jignim pe părinții noștri,
să le întoarcem vorba, să ridicăm tonul la ei, să ne comportăm nedemn cu privire la ei. Să avem vorbe de ocară la adresa lor. Această datorie solemnă, numită respectul, este inclusă în cuvântul cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. În cartea Proverbe, în capitolul 30, versetul 17, găsim o afirmație tulburătoare. Ascultați. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu, îl vor mânca puii de vulturi. Ce cuvânt e din Biblie? Citind acest cuvânt m-am întrebat, oare e o prorocie? O vorbă spusă de Dumnezeu, o istorie neîmplinită, dar anunțată că așa se va întâmpla celui care își bate joc de părinții lui? Sau e o lecție a istoriei? E o analiză a generațiilor, e o poveste repetată în generații care te constrânge să extragi un adevăr. Eu cred că s-amândouă. Nu va merge bine celui care vorbește urât cu părinții lui. Faceți, dragii mei, cei care vă aveți părinții în viață, unii dintre dumneavoastră locuiți încă în casa părinților voștri, faceți tot ce vă stă în putere să vorbiți cât mai frumos cu părinții voștri. Asta va duce binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi. Domnul să dăruiască izbândă. Apoi, a doua atitudine este aceea de ascultare, ascultarea cuvenită. Cuvântul lui Dumnezeu, în câte locuri, prezent în Proverbe, capitolul 1, versetul 8, la versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta îndeamnă pe copii să asculte de părinți. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Ni se cere să ascultăm. Adică să recunoaștem autoritatea părinților noștri și să trăim sub ea. Sunt convins că potrivit învățăturii Scripturii, atâta vreme cât copilul se găsește în casa părinților săi, este sub autoritatea directă a tatălui său și a mamei sale. Și trebuie să asculte. Răzvrătirea față de părinți este răzvrătire față de Dumnezeu. Dacă tata, de exemplu, îmi spune te duci, mă duc. În copilăria mea, părinții mei au știut să cultive această autoritate sănătoasă și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o inimă sensibilă să ascultăm de părinți, toți frații noștri, patru suntem la număr. Așa s-a cultivat în noi reflexul acesta, încât dacă acum tata spune, de exemplu, haide până aici, lăsăm totul și plecăm. Deci nu-i de stat pe gânduri. Dorința e poruncă. Puneți-vă asta în suflet. Va spune cineva, stai un pic, frate păstor, da, tăticul meu, nu-l cunoști tu pe tăticul, nici pe mama. Ce porniri, ce stări și din nefericire sunt părinți care nu se ridică la înălțimea chemării pe care Dumnezeu le-a făcut. Unii dintre ei n-au frică de Dumnezeu. M-aș bucura în această dimineață să nu fie printre noi nimeni așa. Abuzează de părinți, îi apasă de copiilor, îi apasă, fac nedreptăți, îi întărâtă la mânie, cum citim în acest cuvânt. Vă spune un asemenea copil traumatizat, cum se respectă un asemenea părinte, frate? Dă-mi voie să spun ceva. Pe un părinte trebuie să-l respecti nu pentru ceea ce el face, ci pentru ceea ce el este. Este tatăl tău, este mama ta. Trebuie să îl respecti pentru statutul pe care îl are. Dacă nu e la înălțimea dorită de Dumnezeu, rău destul pentru el. Însă dăm voie să spun ceva. Eșecul lui în exercitarea mandatului de părinte nu justifică eșecul tău în exercitarea mandatului de copil. Faptul că el nu-i părinte cum se cade nu justifică să fii și tu un copil cum nu se cade. Respectă-l de dragul lui Dumnezeu. Respectă-l din frica ta de Dumnezeu. Și dacă nu poți asculta ce-ți zice, că n-ai cum, că te pui rău cu Dumnezeu dacă faci ce zice tata acela, să nu spui acelui tată, nu vreau, și să-i spui, nu pot. Nu spui, nu vreau,
Un fecior de pe la noi a venit și a zis, frate păstor, tata nu-i pocăit și mă trimite să-i cumpăr băutură și țigări. Ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc? Se întreba, dar conștiința ta ce spune? Copilul a spus, nu m-aș duce. Atunci uite ce să faci, că bine zice conștiința ta. Du-te la tăticul tău și când îți mai cere, spune așa, tati, nu pot să mă duc să-ți cumpăr țigări. Să nu-i zici nu vreau, că te ia la bătaie. Să-i zici nu pot. Nu pot să mă duc să-ți cumpăr țigări. Dar tati, dacă vrei, pot să spăl mașina. Dacă vrei, pot să fac curățenie în garaj. Dacă vrei, pot să mă duc unde îmi cer tu. Dar nu îmi cere să-ți cumpăr băutură și țigări. Că asta nu pot. Din frica mea de Dumnezeu nu pot. Așa te păpuse problema. Nu vreau, sună răzvrătire, a rebeliune. Da, nu vrei, eu te-am făcut, eu te mai fac o dată. Așa. Și apoi, vezi tu ce se întâmplă. Vei spune, nu pot. Deci, ascultarea cuvenită, apoi iubirea cuvenită. Pe un părinte trebuie să îl iubim, să-l prețuim. Adevărul e că această responsabilitate este înaltă și izvorește din inima lui Dumnezeu. Și la fel de adevărat, stimați frați, este că nu știm să prețuim cu adevărat valoarea unei relații, valoarea părinților noștri în cazul acesta, decât după ce le pierdem. Nu. Odată la o slujbă de mormântare, a fost o situație nefericită, o femeie în biserica în care slujesc 5 copii, neîntorși la credință. Ea a rămas văduvă. Au început să se certe între ei, frații, să mai stea mai cât la tine, cât a stat la mine. Mai stea așa și la... Înțelege ce spun. Și năcăjită săraca, văzând că prezența ei în familiile copiilor ei pricinuiește tulburare, și-a luat inima în dinți și s-a mutat la un azil. Nu însemna un centru de bătrâni ce înseamnă aici în România, în Statele Unite. Înțeleg nuanțele. De inimă rea, în 3 luni de zile a murit. La mormântare au venit copiii ăștia cu o scrisoare scrisă pe 4 pagini și m-au rugat să o citesc. M-am uitat peste ea, m-au rugat să o citesc în public. Am spus, nu sunt de acord. Păi domnul pastor, dar este pentru mama noastră. Prea târziu, a spus. Să trebuia să-i spuneți când era în viață. Ajunge spectacolul. Ajunge. De ce nu știi să dai o floare mamei tale până în viață? O vorbă bună până în viață. Un ban până în viață. La sfârșit sunt în stare să cheltuiască și să facă și să alerge? Nu. Și cât în viață? Este o zi cu semnificație astăzi. Purtați-vă frumos cu mamele dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți toate mame, toate aveți o mamă. Și dacă nu e în viață, purtați-i o memorie frumoasă, ca și fiii lui Recab, care păstrau memoria tatălui lor plecat de pe pământ și păzeau cuvântul. Și Dumnezeu a făcut bine acelor copii, pentru că au respectat pe tatăl lor, care era de mult mort. Și asta e tot în învățătura Scripturii. Deci iubirea cuvenită și în final ocrotirea cuvenită. Așa citim în pasajul 1 Timotei, pe care l-am lecturat deja, avem datoria să îi ocrotim pe părinții noștri. Puterile le vor scădea. Între timp se vor întări ale noastre. Va fi nevoie în anii aceia greie bătrâneților să le facem bine, să le răsplătim ostenelile, să le aducem bucurie, exact cum scrie în cuvânt, Tatăl celui neprihănit se bucură. Să se bucure tatăl tău, să se veselească mama ta. Spune părinților tăi că îi iubești. Fă-le daruri, dacă ești în casa lor și așa le faci pe banii lor. Fă-le daruri. Dacă ești pe banii tăi, fii generos. Eu am băgat de seamă că un părinte n-așteaptă mult. Așteaptă gestul. E în stare să-ți dea tot ce are. Cam de când ești pe lume face asta. Sora mea mai mică, era ziua mamei, mi-a făcut fiecare cadourile noastre, sora mea mai mică a cumpărat și ea ceva mamei, un bibelou, un porțelan, cum atât era de mare, nu știu dacă valora un dolar,
Și tata, da, era copil. Mama l-a pus în locul de cinste. Și a zis, e de la Lenuța, la sora voastră. A, semnificația. Nu valoarea contează, ci ce reprezintă acel gest. Că te-ai gândit, că ți-a trecut prin minte, că ți-ai amintit să spui mulțumesc. Este un lucru mare. Eu până acum eram proaspăt mutat la Sibiu, până și în vremea asta, stau să rememorez, nu reușesc să surprind pe mama cu vizitele mele. De câte ori mă duceam acasă, în vizită la părinți, mama avea o vorbă. Și am vorbit aseară cu taică-tu și am știut că vii, bine ai venit. Bun, mulțumesc frumos. Altă dată când m-am dus acasă, îmi zice mama, am visat azi noapte că vii. Am știut că vii, ce bine că ai venit. Și tot așa m-a ținut din vorbe din astea. Și am zis, cum se poate? De unde știe ea că vin? Lasă că fac o surpriză, m-am gândit eu. Într-o zi de luni, nu prea veneam luni, într-o zi de luni, dis de dimineață, era vremea săpatului porumbului. Să mă duc, mi-au liber o săptămână, îi ajut pe părinți, mă duc lângă ei acolo. Când se făcea aproape zi, eram așa, am ajuns în sat, urcam acolo, mergea drumul, mama era în fața porții, se sprijinea în sapă și se uita la mine cum vin în sus. Și îmi zice ea zâmbind, auzi, am știut că vii. Că de aia am zis că te taie că tot, că mai stau aici un pic până vii tu, ca să-ți arăt unde săpăm. Ai de bine. Care o fi taina, frații mei? Știți cum am interpretat vorbele mamei? Nu că avea nu știu ce vedenii și înțelesuri cu privire la viitor. Nu. Ea mă aștepta în fiecare zi. Surpriza nu era când veneam, ci când nu veneam. Acolo era. Și m-am domolit. Înțelegeți? Un telefon? Un mesaj? O vizită, asta poate să aducă bucurie. Și în locul acestei bucurii pe care o veți face, se va rosti o rugăciune. Dumnezeu să fie cu tine, băiete. Dumnezeu să fie cu tine, draga mea. Și binecuvântarea aia pe care o zice tăticul tău și mama ta bătrân peste tine, face mai mult decât miile de dolari pe care le-ai cheltuit ca să te duci în România. Face mai mult. Banii se vor face înapoi. Vă îndemn să vă respectați părinții. Dincolo de această datorie sacră pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, e și înțelept pentru noi înșine. Pentru că dați-mi voie să vă spun, secretul vieții lungi și a succesului în viață depinde de ascultarea de părinți.